Salutare, dragilor! Astăzi intrăm din nou pe rampa de spălare, facem un nou clip de la spălătorie. O să vă arăt cum puteți spăla mașina cu doar 3 vise. Adică 7,50 lei. Aici la spălătoria aceasta este 2,50 lei jetonul. Gata, dragilor, avem 3 fise. Suntem într-o spălătorie Wash Italia. Ceea ce foarte multe persoane nu știu este că programul de spălare poate fi schimbat de câte ori doriți în timpul funcționării. Adică o să băgăm una, două, trei fise pe care am plătit 7,50 lei și o să ne spălăm mașina, o să facem exteriorul. O să folosim 4 programe, exact cum am folosit în mod normal dacă am folosit câte o fisă, dar de data asta am băgat 3 fise și începem cu programul de spumă activă. Gata! Trebuie să ne mișcăm foarte repede. Deci am ales spuma activă și n-am ales super spuma, pentru că super spuma se dă mai greu jos de pe mașină, se lipește mai tare de mașină și se dă mai greu jos. Și noi avem doar câteva minute să spălăm mașina complet. Deci începem tot așa, de sus în jos, exact cum v-am explicat și în timpurile celelalte, numai că de data asta o să facem totul de repede înainte, pentru că vreau să spălăm mașina cu 7,50 lei. Am dat o tură cu spuma activă deja. Am acoperit toată mașina, dar mai dăm o tură ca să fim sigur că se spală cum trebuie. Și pe jet, și pe parbriz, și pe capotă. Gata! Fac, fac, fac. E toată mașina acoperită și pragurile. Așa. Am, imediat, a doua fază, spălare cu înaltă presiune. Presiunea înaltă acum e maximă. Trebuie să ne mișcăm foarte repede ca să dăm spuma jos de pe mașină și tot așa de sus în jos, pentru ca gravitația să lucreze pentru noi exact cum am spus și cu de data trecută. Pa, rapid, 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 rapid. Dacă am fi folosit programul de super spumă, aceea se lipea mai tare de mașină și era mult mai greu de dat jos. E foarte important să mișcarea asta de sus în jos. Așa și capota, cumva. Acum avem presiune maximă în lanțe și e și destul de greu de ținut în mână. Și fără pauza respectivă, e greu de ținut în mână, credeți-mă. Ah, deci am dat o tură, ne mișcăm foarte rapid, a doua tură, pentru că trebuie să dăm toată spuma jos. Toată, toată, toată. Haideți să vedem dacă reușim. Pa, 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 pa. Pa, pa. Pe la roți, aici e gata. Da. Aici mai avem un pic. Să lăsăm să curgă un pic aici. Gata și partea asta, că a venit de pe capotă. Gata. Aici mai avem 2 minute. Trebuie să dăm o tură rapidă cu polul și cu teflon. Sau ceară, dacă aveți ceară, uitați cu ceară, o tură rapidă. Foarte repede, uite așa, pac, 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 pac. Polișul acesta cu teflon o să ține murdăria de parte mai mult timp și mașina o să lucească atunci când terminăm de spălat. Trebuie să ne mișcăm foarte repede. Haide să vedem dacă reușim. Pac, pac, pac. Gata, autora și ultimul, clătire fără sete. Mai avem practic 1 minut și 12. Hai să vedem dacă apucăm să dăm două ture. 1 minut și 12 secunde și am terminat. Întotdeauna, atunci când spălați mașina, ultimul program pe care trebuie să-l folosiți este clătirea cu apă osmozată. Pentru că aceasta are eliminate din ea toate impuritățile. Repede, gata, am dat o tură. Mai avem 34 de secunde
Văd că nu-mi ducă ceasul. Și se pare că am reușit, dragilor. Am făcut exteriorul mașinii cu 7,50 lei. Am folosit 4 programe de spălare. Cum activă, spălare cu înaltă presiune, polici cu teflon și clătire cu apă osmozată. Am obosit. Să știți că e destul de obositor. Am obosit, gata. Deci, am făcut un spălat exterior cu 7,50 lei, dragilor. Dar am obosit, să știți că e și un pic de sport. Cheia ca să obțineți chestia asta, să băgați toate fișele odată și schimbați programul după fiecare două ture, doar la poliș cu teflon. Eu am dat decât o tură. În rest, asta a fost tot pe video pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă vreți să vedeți clipuri cu spălătorii, noi mai avem pe canal mai multe, o să mai facem. Și până în vlogul următor, eu vă spun la revedere și numai bine, dragilor! Salutare!